Pacienta ne-a ales ca ultima soluție, după lungi încercări cu proteze mobile și vizite la stomatolog. A venit pentru a doua opinie și cu așteptări mari de la noi pentru a ajuta să scape de problemele cu care se confrunta. În momentul în care s-a prezentat în clinică, doamna purta proteză mobilă pe ambele arcade. Ne-a mărturisit cât de rău i-au impactat viața aceste proteze. Nu putea mânca cum trebuie, își mușca mereu obrazul când mesteca și se simțea foarte stânjenită atunci când încerca să zâmbească. Din cauza acestei proteze mobile, viața dânsei a fost cu totul dată peste cap. A trecut prin multe vizite la stomatolog. În momentul în care a ajuns la noi și am examinat-o clinic, am observat că dinții rămași deja se mișcau, iar la gingie prezenta infecții grave. I-am explicat cât mai clar problemele medicale și ce tratamente există pentru a scăpa de aceste proteze și mai ales de infecțiile provocate în urma purtării acestora. Radiologic, am observat că pacienta prezenta atât în partea de sus cât și jos o dentiție și o oferă o soasă redus. Așadar, am ales împreună sistemul de implanturi dentare din și în 24 de ore. Intervenția a fost realizată de o echipă medicală chirurgicală și de medicul specialist anestezist care a făcut sedare conștientă. Pacienta a mărturisit că pentru intervenția implanturilor inserate pentru partea de jos nu i-a fost deloc teamă, în schimb, pentru partea de sus a avut emoții, deoarece a fost nevoie de extracția dinților afectați, care se mișcau foarte rău. Și tot în aceeași ședință s-a realizat și inserarea implanturilor dentare, refacerea osului și a gingiei foarte afectate. După intervenție, pacientei s-au transmis indicațiile corespunzătoare cu privire la igiena orală și la alimentația cea mai potrivită. După cele șase luni de vindecare și așteptare, pacienta a revenit la clinică pentru lucrarea protetică fixă pe termen lung. Venind la controle periodice, odată la șase luni, și la realizarea igienizilor profesionale, doamna ne-a mărturisit cât de mulțumită este de alegerea pe care a făcut-o de a avea din nou dinți fix și cât de mult se bucură că a scăpat de protezele mobile care au afectat atât de mult viața. Acum poate mânca și vorbi corect, zâmbește larg și nu mai este stânjenită atunci când vorbește cu ceilalți. Și cel mai important lucru este că are din nou încredere în ea.